Am osteoporoză, am osteopenie. La vârsta mea se mai poate face ceva? Dacă iau colagen, dacă iau Wild Yam, se rezolvă ceva? Răspunsul meu este următorul. Oricât de multe pastile ai lua, oricât de mult colagen ai lua, oricât de multe suplimente sau tratamente de substituție ai lua, dacă ai avut o viață sedentară, este absolut normal ca tu să ajungi la osteopenie și la osteoporoză. Întotdeauna suplimentele ajută, dar nu vindecă. Nu vindecă osteoporoza, nu vindecă articulațiile. Gândește-te că degeaba pui, să spunem, ulei sau nu știu ce se mai pune pe la balamalele ușilor, dar după aceea tu nu închizi, nu deschizi ușa. Ce se întâmplă? Ea rămâne înțepenită. Foarte multe persoane stau la birou câte 8 ore, 10 ore pe zi, sunt super sedentare, ajung acasă obosite, ostenite și din păcate și din nefericire se trântesc în fotoliu, în canapea, pentru că au obosit după o zi de muncă. Să știi că gospodăria nu te ajută. Gospodăria nu te ajută. Știu că te miști în casă, știu că gătești, faci cumpărături, dai cu aspiratorul, dar aia nu este mișcare. Deci, fii atent aici. Care sunt cele două tipuri de mișcare care te ajută să-ți întărești oasele, să nu faci osteoporoză și în același timp să ai o coloană flexibilă și articulații mobile funcționale? Pentru că până la urmă despre aceasta este vorba la bătrânețe. Este vorba de sport cu greutăți. Deci, mers la sală, la fitness și făcut sport cu greutăți. Nu trebuie să ridici sute de kilograme. Poți să faci sport cu greutăți mici sau poți să faci la tine acasă dacă îți găsești un program adecvat. De ce? Pentru că aceasta îți va tonifia musculatura și va forța cumva corpul nostru să întărească structura osoasă, să o facă puternică și rezistentă. Iar pentru articulații mobile, fluide, pe care să le aduci în corp, să hrănească acele articulații, cea mai bună metodă, modalitate este Yin Yoga, care funcționează pe fascii, funcționează pe tendoane, pe ligamente și în același timp, cum spuneam, pe articulații și pe coloana vertebrală. Deci, aceste două tipuri de mișcare sunt utile pentru a-ți păstra oase puternice, articulații funcționale, hidratate și în același timp un corp tânăr.